Sursa incendiului izbucnit duminică în jurul orei 18 la o gospodărie din localitatea Stamate a fost o defecțiune la instalația electrică. Când au ajuns pompierii, focul ardea violent și se manifesta la acoperișul adăpostului de animale, al garajului și al șurii și exista pericolul să se propage și la casa și bucătărie. Un incendiu a ars acoperișul și aproximativ 3 tone de furaje, iar calul proprietarului a murit. Pompierii de pe cele două auto speciale sosite la fața locului au reușit să salveze bunuri în valoare de 20.000 de lei noi, printre care și casa. Pagubele s-au estimat la 6.000 de lei.